Eu vreau să lămuriți problema asta între voi. Cum de ajungeți la astfel de situații când în afara casei e totul roz, frumos? Ache Bono, în afară de a înjura, el nu știe altceva. Eu l-am văzut și ăsta este adevărul. Când el s-a supărat pentru faptul că i-am arătat că eu, în momentul în care am spus că dacă, când i-am spus aia, că dacă vrea de la Ache Bono, i-am spus, nu i-am spus că o să fac Ache Bono, i-am spus. De ce mai băga pe mine în stare? Așa. N-am înțeles, de ce mai el, băga? El a spus că nu, că el nu ar da nicio femeie, nu ar face lucruri urâte, nu ar înjura, nu ar... Și exemplu a fost în momentul în care a jurat-o pe Andrada și am vrut să-i arăt, uite mă, ai zis că tu nu ești așa. Ai zis că tu nu faci lucruri de genul. Pe la urmă, hotărăște-te, îmi țineai partea sau nu îmi țineai partea? Spune-mi și mie, că pă, atunci îmi țineai partea, acum nu mai ții partea? Nu mai țineai partea cu Andrada? Ce? Ținea partea în momentul Oțelul. În care a zis aia că... Vorbeam de Maricel. Eu ți-am ținut partea, dar nici măcar nu i-am ținut partea, pur și simplu i-am zis nu, că... I-am zis că... Dacă vrea aia, de la Ache Bono, nu am spus că o să vină Ache Bono. Dar tu ai fost învățată să... Nu, eu era gen când a spus aia că îl ține pe... Ache Bono, tocmai ce v-am rugat să nu mai vorbiți despre violență. Domnișoara Cristina a spus păi o întrebare și, ei bună. Nu-i spuneți nimic, vă... Mai devreme am spus, dar nu înțelege. Domnișoara Cristina a spus o întrebare foarte bună, că lucrurile în afară sunt roz și aici... Da, Paul, de ce? Uitați, nici eu nu mă așteptam, chiar am urmărit foarte, foarte atent materialul. Sunt o persoană, cred că n-am mai prins de când mă bătea mama când eram mic. Deci în emisiunea asta te iau lucrurile prin surprindere și... La ce am urmărit și am văzut, așa la prieteni, cred că de aia și plâns că-l consider pe Ache Bono ca un frate pentru că n-am avut niciodată frați. Nicio. Dacă ești ca un frate pentru el, te rog să-l temperezi de acum încolo. O să fac tot posibil. După cum am spus în timpul săptămânii, decizia în privința lui Ache Bono va fi luată în gal. Dar nu numai decizia în ceea ce îl privește pe Ache Bono. O să-i chem lângă mine, atât pe Alexandra, cât și pe Nikos. Și tu, Ache Bono. Eu? Da, da. Toți trei. Știu că vă întrebați de ce sunteți toți trei aici. Și vă spun așa. Încă de la începutul competiției, voi trei ați fost implicați în diverse conflicte. Din păcate, am și o fată lângă mine. Nu m-aș fi așteptat, sincer. Ai viață? Competiția aceasta este plină de tensiune. Mi-aș fi dorit să fie plină de dragoste. Și nu numai de tensiune, și de violență câteodată. Trebuie să facem astfel încât violența să fie oprită. Fie ea de natură verbală, fie de altă natură. Nikos, te-am văzut cum ai acționat la adresa lui Marinescu. Nu-ți face cinste absolut deloc acea atitudine. Încă de la începutul competiției ai fost implicat în diverse conflicte, cu băieții, cu fetele. Este timpul să te oprești. Nu-mi doresc să mai văd nimic din ceea ce am văzut până acum de natură violentă. Nikos, ești conștient de faptul că nu ai acționat cum trebuie? Da. Sper că te poți controla de acum încolo. Însă, astăzi, vei primi un cartonaș galben. Mulțumesc. Alexandra. Da, da. Și tu ai fost implicată în diverse conflicte. Da. Unele doar verbale, altele un pic mai violente, cum ar fi cel cu Andrada, cel cu Ache Bono. Da, știu. Crezi că poți împiedica să mai fii implicată în astfel de situații? În momentul în care nu voi mai fi atacată, bineînțeles. Dar atâta timp cât voi fi atacată, da, nu voi împiedica. Am spus-o dinainte de a intra în acest show. Nikos, o să te rog să-mi dai cartonașul, o să rămân doar cu Alexandra și Ache Bono. Mergi la loc, te rog. Normal, că ea primește galben. Alexandra, da. Astăzi... Și tu va trebui să fii sancționată. Și o să te rog... Să nu mai reacționezi din impuls. Ok, o să încerc.
cartonașul acesta este al tău. Sper să fie ultim. Vom vedea pe viitor. Îți pare rău de ceea ce ai făcut? Mă refer de-a lungul competiției. Când mi-a părut rău, doamna Cristina, mi-am cerut scuze. Mai mult de atât am zis. Sper că ai învățat ceva din tot ce s-a întâmplat și o să te abții. Timpul va decide ce se va întâmpla de acum încolo. O să te rog să-mi lași cartonașul și să mergi și tu la loc. Achebono, cu tine situația este mult mai complicată. De ce spun asta? Pentru că tu mai ai un cartonaș galben. Și pentru că de-a lungul timpului ai fost implicat în foarte multe conflicte. Aproape în toate. Eu personal te-am rugat de foarte multe ori să încerci să te controlezi. Știu că tu ești mai impulsiv. Știu că de multe ori poate ai încercat să te controlezi, n-ai reușit. Cu toții știm că tu nu ai un suflet rău și în niciun caz un caracter urât. Noi știm asta. Tocmai de aceea o să-ți mai dăm o șansă. Astăzi vei primi un cartonaș galben, al doilea cartonaș galben. Va trebui să ai mare grijă, pentru că la cel de-al treilea îl vei primi pe acesta. Și atunci nu se mai poate face nimic. Mergi și tu la loc. Dragi telespectatori, ne pare rău că ați fost martori la asemenea evenimente și sper din suflet să nu se mai repete. I-am rugat pe concurenți în nenumărate rânduri. Îi rog din nou să nu se mai întâmple. Vă rog din suflet. Din păcate, mai avem pedepse. Avem pedepse și pentru cei care au încălcat regula de a nu se vedea în afara orelor de filmare. Le reamintesc telespectatorilor care sunt aceștia. Trei fete, Mona, Andrada și Aia, și cinci băieți, Cristian, David, Paul, Achebono și George. Pentru voi toți va exista o sancțiune. Voi cei opt pe care i-am numit, în această seară, nu veți putea beneficia de... V-am spus, am știut? Protejat. Premiul în cazul în care sunteți favoriți, nici de titlul de favorit, fie fată, fie băiat. Dacă unul dintre voi va fi favorit, nu va putea beneficia de drepturile acestui premiu. Așadar, dacă vreunul dintre voi va fi favorit, nu va primi banii și nici nu va putea fi protejat. De asemenea, ceilalți, atunci când vor fi eliminările, nu vor avea dreptul să vă protejeze pe niciunul dintre voi. Ați înțeles? Da, e bine. Este timpul să aflăm favoriți. Vă voi spune favoriții publicului, iar în cazul în care aceștia sunt printre cei opt, vor trebui să cedeze locul unuia sau altuia dintre cei care nu au fost pedepsiți. Nu fost favoriți. Eu vrei că nu vrei. Voi începe întâi cu băiatul. Favoritul publicului în această săptămână este... Cristian. Să mă bucur, să nu mă bucur. De două săptămâni cum ia bani.
Din păcate, Cristian, tu nu vei putea beneficia de avantajele acestui statut. Așadar, vom numi băiatul clasat pe următorul loc. Dar dintre cei trei... Doar Nicos a fost? Exact. Așadar, favoritul săptămânii devine Nicos. Nicos va fi protejat în această seară. A sosit momentul să aflăm și cine este fata favorită. Alexandra, felicitări! Cât entuziasm! Alexandra, tu ești protejată în această seară, mulțumesc, alături de Nicos și de Marinescu, după cum am spus, de la intrarea lui în casă. Mai ne trebuie o fată care să fie protejată. Evident că nu puteți proteja o fată dintre cele care sunt pedepsite. Deci veți avea de ales între Adriana, Mădălina și Mariana. Pentru că Alexandra este deja protejată. Practic nu veți putea proteja cele trei fete care au încălcat regula. Băieți, sunteți pregătiți? Da. Da. Ache bono, pe cine alegi să protejezi dintre cele trei fete? Dintre cele trei fete? Adriana, Mariana, Mădălina. Mădălina. De ce? Pentru că mi se pare foarte, foarte simpatic, fără nicio... aproximativ, fără nicio greșeală. Mulțumesc. George? Mariana. De ce? Ea a fost singura care m-a votat la protejez până acum. Numai de la ea am primit... Nu e adevărat. Și Andrada, și Andrada. Mădălina. Mădălina nu m-a votat. Bada. Niciodată. Bada. N-ai argumente. Alexandru. Nu țin minte. Mădălina. Mulțumesc, Alex. Paul. Te votez pe tine? Paul. Mădălina. Mulțumesc. Te votez? Nicos. Mariana. De ce? Ei doi. Pentru că Mădălina m-a supărat. O să-ți treacă, Nicos. David. Pe Mariana. Vreau să văd ce se mai întâmplă între Cristi și Mariana. Dacă îți place de Mariana. Am argumentat ce trebuie. Să vezi dacă asta. Cristian. Eu? Da. Mariana, nici nu mai încape îndoială. Marinescu. Adriana. N-ai voie. Ba da. Da? Ba da, sunt normal, trei fete. Da, da, da. Dar știi că un vot, a fost atâtea voturi, acum... Asta înseamnă că... Avem egalitate. Alături de Alexandra, Mariana este fata protejată. Bun. A sosit momentul să votați. Va trebui să votați spre eliminare astfel. Fetele vor alege un băiat pe care nu-l mai doresc în casă, iar băieții vor alege o fată pe care nu mai doresc în competiție. Vă reamintesc protejații, Alexandra și Mariana, Nicos și Marinescu. Pe ei, pe ei nu-i puteți propune spre eliminare. Da. Este inutilă în această competiție, nu poate face nimic de capul ei, are nevoie de suport. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.